Radu, cum crezi că a fost? Emoționant. Putea fi și mai emoționant dacă ai fi împins mai tare. A fost bine, cânti foarte bine, ai o emisie foarte bună și un timbru foarte plăcut. Come on, un pic mai mult curaj, atât. Un pic. Radu, eu cred că minunata ta chitară te-a încurcat puțin. Minunata ta chitară te-a încurcat puțin. Cred că dacă stăteai cu microfonul și cineva venea și scânta la chitară sau la pian, cineva mai profesionist, nu erai așa încurcat. Da. Ești talentat, dar astăzi nu ne-ai arătat tot ce poți. Nu cânti la chitară atunci când te uiți să vezi ce acorduri ei, pentru că mai mult te încurcă, dar timbru bun și piesa aleasă bine pentru vocea ta. Bravo! Mersi. Răspunsul meu pentru tine, dragul meu Radu Duminică, este da! Mersi, mă! Răspunsul meu e da! Pentru că vreau să las toată puterea în cuvântul concitadinului tău, Sergiu. Ce faci? Ce faci? De ce pleci? Chill, man, chill! Cum? Ce? Nu-i nevoie, nu. Vreau să te țin în tensiune și aș vrea ca Sergiu să aibă ultimul cuvânt. Eu îți dau un nu. Iar acum depinzi de cuvântul lui Sergiu. Man, lasă tot deoparte și risca. Îți spun sigur că așa o să fie mai bine. Vocea aia, ai tot ce-ți trebuie. Arăți bine, ochii sinceri, zâmbetul e fain. Prezența e cool. Nu te ține de degete acela, lasă-l acolo. Fii bărbat, nu ești băiețel de amul. Și încă ești cu chitară neagră și cu cravată. Ai trei de da și ne vedem. Vine-mi la X-Factor duminică. Mersi. Duminica. 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 Mă simt un om când ajung pe scenă și mă simt alt om când cobor. Simt o mare plăcere și mult mai mult curaj de fiecare dată. Gata, 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 duminică la pat. Dragul nostru, okay. Radu Duminica, bine ai venit la X-Factor. Mersi. Să uita la acorduri, da. Să nu greșească. Eu n-aș mai lua chitară în locul lui. Și ai să vezi că, în general, mulți care vin cu instrumentul n-au ce să facă cu el, mai mult îi încurcă. Dacă eu îi spun lui Radu Duminica, tinere, te-a încurcat chitara. Radu, eu cred că minunata ta chitară te-a încurcat puțin. Și doi colegi de-ai mei din stânga spun, bănică, spune... susținându-și cauza exact același lucru. Nu cânti la chitară atunci când te uiți să vezi ce acorduri ei, pentru că mai mult te încurcă. Ce să înțeleg? Vă spun eu, ori nu mă aude și stă prost cu urechea dreaptă, ori a cerut la sunet să nu-l mai aud pe brânciu în cască, ori nu mai are ce să spună în afară de cuvintele mele. Mai mult te încurcă și se pierde. Te încurcă pentru că nu-și pot... Corpul nu are atitudinea aia de cântat în momentul în care te încurcă pentru că nu știu să cânte bine la chitară. Ce mai gândilăm atâta? Nu știu să cânte la chitară. Am zis din prima. Te încurcă chitară. Stop. Cine îi încurcă? Înțelegi? Ei nu sunt chitariști. În primul rând sunt ăsta și vreau să epateze aducându-și un instrument. E foarte simplu. Ăsta e un plagiat. Nu știu cum să vă spun. Asta e. Practic a spus același lucru că n-a vrut. Pune să spune altceva.